Vecinii îl iubesc, așa că l-au trimis aici ca să-l mai iubim și noi, că ei nu mai pot. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu maxim de aplauze pe Mihai Axinte! Mamă, ce m-am speriat. Când am auzit iar Axinte, am nebunit, am crezut că l-aș chemat pe căciula cu purici din nou. Salut! Salutare și eu, și eu! Nu pot să cred că e Costel aici, stand-up-ul meu preferat. Băi, wow, pe bune? Sunt aici... Apreciez. Adică, sunt în fața lui Costel Adeliei, maestre al lui Chelu. Super tare. Cred că v-ați prins un pic ce o să fac eu. S-au auzit pe acolo câteva instrumente muzicale. Eu am aici câteva instrumente muzicale pentru voi, cei patru jurați. O să vi le aduc chiar acum și o să povestesc așa pe parcurs. For you, sir. Wow, grazie. Yes. Cel mai mare, hai mă, l-ai dat lui cea mai mare top. Da. A venit Mihai Axinte cu foarte multe instrumente muzicale drăguțe și a fost un om așa de drăguț și inocent și a vrut să ne învețe să cântăm. Pe unii, că unii deja știam. Bineînțeles, normal, aplauze pentru Delia. Că la orice mormântare de calitate, muzica bună spune cuvântul. Bun, acum am împărțit câteva instrumente și acolo noilor mei prieteni din public. O să am nevoie de câțiva voluntari de acolo. Cine vrea să vină? Eu nu cred că au fost vreodată mai multe instrumente în această... Câte au fost? 80 de instrumente au fost în sală. Numai să le aducă, să le ducă în public. Câte efort pe Mihăiță. Da. Puțină gălăgie, ăsta-i semnul pentru jurați. Hei, pe tobe, că de-aia am adus tobele. Exact. Wow, la un semn tot din gen, da? Ți-a anticipat, super tare. E un om de muzică aici. Doi. Hai să auzim mai întâi tubulețele doar. Se țin într-o mână, se bat în cealaltă mână, nu în capul vecinului, în prietenilor de acolo, în cealaltă mână, în mâna opus. Avem aici câteva octave. Atenție! Liria, zici că e un copil mic. Știți cum e la orchestră? Toți ochii trebuie să fie la... N-am auzit nimic. Toți ochii trebuie să fie la... Dirijor! Bun. Pam, 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 pam. Super! Super orchestră! Super! Ochii sunt la mine, dar nu prea sunt. Depinde câți ochișori sunt. Bun. Hai să auzim și tobele africane. Exact, alea sunt. Nu. Noi avem tobe africane? Da. Cum? Ale noastre sunt mai mari, cred că sunt din altă zonă. Tobe africane... Ale... Ale noastre ce sunt? Sunt jamaicane. Ale voastre sunt ale tobe africane. Ale cui sunt mai mari. Tot tobe africane pe nume djembe. Poate iese o melodie tare, abia aștept. Sunt super curios. Hai să-i chemăm și pe Șerban și pe Dan, pentru că instrumentele astea erau pentru ei, adică sunete joase și sunete înalte. Să cânte tarabane pe ritmul oriental. Azi. Bun, și acum am făcut încălzirea, ce facem? Regia momentelului, da? Pentru că e un moment ad hoc, îl facem aici pe loc. Noi suntem asortați cu instrumentele astea. Vreau să începeți voi, bineînțeles. Bineînțeles. Împreună. Dar mai întâi ascultați ce cântăm. Atât. Jurații, adică mijloc, mijloc, margine. Mijloc, mijloc, perfect. Acolo n-am zis nimic, imediat. Rocco trage ritmul, Rocco nu ține ritmul, Rocco. Perfect. Ține ritmul, Rocco. Ține ritmul, Rocco, ce faci? Da, l-am taxat, n-avea cum să nu ține ritmul. Măi, Rocco, aici suntem cu... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 și... Non sono un cantante neanche un batterista. Ma ti piace cantare sulle tobe? No, non mi dispiaceva, era divertente. Era divertente che lui è coinvolto tutti insieme. Mihai Axinte, omul cu tobele. El este omul care ne-a pus la muncă, ne-a introdus în jocul lui interactiv, pentru că n-a avut parte de muzică. M-a luat! În momentul în care dădeam cu mâna în toba aia, mi-am imaginat că sunt la o mănăstire și că am o barbă lungă și că lovesc toaca pentru a lunga demonii din sufletele colegilor. Și uite așa am trecut peste acest moment. 3,
3 și stop! Extraordinar! Mi-am strelit palmele. Mă doare inelul. Bun, ăsta a fost momentul meu atât de muzică aici. Mulțumesc pentru implicare. Jurăților publicului, vouă aplauze. The winner takes it all. Hai, Pumba, haide să mergem noi în spate. Champions League!